De n-ar fi fost un staul și o iesle înghețată în care să se nască Iisus pe acest pământ, nu ar fi fost nici jertfa, nici crucea însângerată și n-am fi avut iertarea acelui veșnic sfânt. Iisus, chiar din pruncie, a trebuit să plângă când s-a născut în staul pe fânul cel uscat și pentru omenire a trebuit să-și frângă și inima și trupul pe lemnul sângerat. Căci orice suferință și orice dormire își are începutul în anii de copil. Și astfel se născuse copilul sfânt iubire, pe fânul cel mai aspru în chipul cel umil. El n-a fugit de jertfă și nici de suferință, ci a primit ucara în cel mai josnic fel, ca noi, primind iertarea cu lacrimi de căință, să împărățim în slavă, în ceruri lângă El. Dar El nu dă iertarea decât acelui care se întoarce cu căință plângând al său păcat, căci de la ieslea rece și până la crucea mare, El pentru omenire a plâns și a sângerat. Amin. Sfânt să fie rog.